Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. De când Slatercolo a părăsit serialul Emanet, mulți telespectatori au încetat să mai vizioneze serialul până acum. Deși există declarații despre continuarea seriei, aceasta și-a pierdut popularitatea anterioară. Văzând asta, echipa seriei încearcă încet să renunțe la seria Emanet. După cum probabil ați ghicit, persoana care a suferit cel mai mult în acest sens este Halil Ibrahim Ceyhan. Contractul lui Halil Ibrahim Ceyhan este încă în derulare și, prin urmare, nu există niciun motiv pentru a părăsi seria. Cu toate acestea, există o persoană importantă printre cei care nu au contract. Acea persoană este Ayhan Ozen, regizorul serialului. Ayhan Ozen este, de asemenea, conștient de acest declin și trebuie să se gândească la sine în ceea ce privește cariera sa. Prin urmare, ea va participa la serialul TV Esaret, care va începe difuzarea pe canalul 7. Deoarece acest serial îi aparține lui Caramel Yapu, nu există nicio îndoială că va avea probleme la părăsirea seriei Emanet. Cu toate acestea, persoana care va fi cel mai afectată de această situație este Halil Ibrahim Ceyhan. Pentru că Ayhan Ozen este unul dintre oamenii care îl sprijină cel mai mult pe Halil Ibrahim Ceyhan. Plecarea sa îl va afecta negativ pe Halil Ibrahim. Sperăm că Halil Ibrahim va fi salvat și va lua cea mai benefică decizie pentru cariera sa. Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Ai grijă de tine!